fixăm bannerele pentru acest ultim match. Deja Renekton și Nidalee scoși din ecuație. Nu foarte surprinzător. Ziggs banat pentru Jessie's. Nu s-au adaptat și IPG după acest match. SK în continuare nu vor să-l lase pe Neil să joace cu Vayne. Le-a făcut zile fripte în meciul numărul 1, așa că nu au chef să-l vadă din nou pe acest Hyper Carry. Ambele echipe și-au adaptat ușor banurile. Orianna din nou blocată de către IPG și o să o vedem pe Shyvana din nou ca first pick, numai că acum Santorin văd că va merge pe Lee Sin, cu toate că din nou are disponibilă pe Elise, nu mai vrea să o utilizeze și o să-l lase pe Svenskeren fără Lee Sin. Acesta din urmă e posibil să se orienteze ori spre Aatrox, ori spre Jarvan. Iancoș l-am văzut de la KMT jucând foarte bine cu Jarvan, dar momentan Santorin a rămas pe Lee Sin. Încă nu a confirmat alegerea făcută, dar mai au oricum vreo 10 secunde. Interesant. Elise și Lee Sin e posibil să fie aleși. Nu i-am mai văzut de mult pe linia de sus pe niciunul dintre ei. Mai multe Elise în vremea în care puteai să ai un set de obiecte mai rezistent, așa, să o construiești tanky și aveai în continuare destul damage ca să fii periculos. De atunci s-au mai schimbat lucrurile și Elise este mult mai fragilă comparativ cu stadiul la în ziua lansării. Deci avem Lee Sin și Elise pentru Intellectual Playground. De partea cealaltă, Nif cu Sona a făcut o treabă excelentă, a prins niște crescendo-uri foarte bune acolo, care în combinație cu ultimata lui Jessie i-au tocat mărunt. Nasus acolo. N-am văzut Nasus până acum deloc în meciuri și până la urmă, în ultimul moment, Freddy o să meargă din nou pe mâna lui Jax, cu care s-a descurcat foarte bine de altfel în meciul precedent. Nif a rămas și el pe Sona, deci momentan avem aceeași componență pe care am văzut-o și în meciul precedent pentru SK. Asta chiar ar fi interesant, să vedem un Victor în match, dar nu știu dacă e o idee foarte bună să încerci experimente chiar acum într-un match decisiv. Godbro o are pe Lissandra disponibilă și Nasus. Văd că se Nasus cu Lucian. Nils s-a descurcat decent pe Lucian, dar n-a fost la fel de dominant. Și până la urmă o să rămână Nasus. Deci avem 3 eroi care pot fi trimiși în junglă în acest moment. Dacă mă uit așa, nici nu știu. S-a revenit la Lee Sin pe mid pentru Godbro cu Nasus pe linia de sus împotriva lui Jax și Elise în junglă. E și asta posibil. Nasus pe mid lane ar fi ceva destul de exotic din punctul meu de vedere. Candy Panda nu mai vrea să meargă pe mâna lui Ezreal. Văd că se gândește la Corki și Jinx. Într-adevăr, Jinx nu mai este globally banned cum era până destul de
recent la DreamHack și la ESF nu am avut voie să jucăm cu ea, era blocată direct de pe server. Până la urmă se va merge pe Corki și Jessiz o să o ia pe Ari. Ari pe care am văzut-o banată destul de puternic în prima zi a turneului, azi mai sporadic, așa din când în când. Și ultimul pic pentru IPG va fi suportul. Are destule opțiuni la dispoziție Winner în acest moment. Fiddlesticks-ul lui nu pot spune că m-a convins și taman ce am zis chestia asta și a decis să meargă pe Fiddle oricum. Lock-in până la urmă. Să vedem cum aleg ei să facă schimbările. O să avem Elise pe linia de mid. Sau nu. Până la urmă o să o trimită în junglă. Godbro rămâne într-adevăr pe Lee Sin. Gamble cu Nasus top lane ca să încerce să-i facă față lui Freddy pe Jax, Vanskeren pe Shyvana. Jessie și Candy Pand au schimbat un pic registru. Corki cu Ari și Niff va continua cu Sona. Winner la fel cu Fiddlesticks și Nils pe Lucian. Poate de data asta se vor descurca ceva mai bine față de meciul precedent. Se putea mult mai bine din punctul meu de vedere. Bine, și ei sunt conștienți de chestia asta, nu de alta, dar scrie așa un mare defeat la final. Nu e o situație foarte plăcută în care să te găsești ca jucător. Da, o să fie destul de greu match-up-ul pe linia de sus, dar depinde dacă o să vină sau nu Svenskeren pe acolo. Meciul precedent a acordat ceva mai multă atenție liniei de jos. Acum e posibil să vedem o ușoară schimbare în această privință. Deci, ultimul match, SK Gaming IPG 1-1, best of 3, match decisiv. Build-uri aproape identice. Godbro a plecat cu Doran's Shield pe el. Lee Sin mid, a trecut ceva timp de când n-am mai văzut așa ceva. Toată lumea este grupată în zona râului. SK Gaming sunt văzuți la ora actuală. Santorin din nou stă foarte periculos acolo. Folosește un păianjen ca să le dea de veste celor din SK. Da, știm unde sunteți, pe acolo nu o să ne prindeți. Din nou acel ward avansat al lui Niff. Mă mir că n-au încercat până acum IPG să-i prindă pe SK, fiindcă au avut aceeași schemă în toate meciurile și în momentul în care ești atât de previzibil, te expui anumitor riscuri. Dar până la urmă o să rămână la fel ca meciul trecut, 1-1-2, niciun lane swap. Se mulțumesc să se joace standard. Codbro și cu Santorin, în schimb, sunt văzuți de ward aici, foarte riscant pentru ei. Candy Panda, Svenskeren și cu Niff îi așteaptă acolo. Santorin a început, Red Buff-ul, a venit și Jessiz acolo, dar sunt goniți imediat, deci nu prea le-a ieșit schema. Asta e, se întoarce lumea la farm și uite că până la urmă s-a făcut lane swap. Jax va fi 1 vs 2 împotriva lui
Lucian și Fiddlestick, în timp ce Nasus va avea de furcă cu Sona și Corki. Vine și Gamble acolo să-l ajute pe Santorin, destul de dificil, mult mai agresivi acum SKA, vor reuși să-l lase pe Santorin fără buff-ul albastru, vedem că el și-a folosit smite-ul, ca să fie sigur că nu o să-l piardă. Santorin încă level 1, în timp ce Svenskeren aproape level 2, o să fac aproape level 3 de fapt, acum o să facă level up, deci un avantaj foarte mare al lui Svenskeren. Între timp Nils a fost lăsat să farmeze de unul singur pe linia de sus, acum a apărut și Freddy. Dar nu o să poată să facă prea mult, de cel puțin nu la început. Și-a luat și Counter-Strike-ul ca să se ferească de atacurile normale ale lui Lucian. Atacurile standard, dar la fel o să aibă o viață destul de dificilă. Gamble văd că s-a dus în junglă și că încearcă să farmeze lupii, nu cu foarte mare succes din ce văd aici, dar face și el ce poate. Foarte greu pentru Nasus împotriva unui botlane Corki Sona, destul de dificil, nu prea are cum să rămână pe linie, chit că are Doran's Shield și poțiuni. Spirit Stone cumpărat de Santorin. Încă nu au apărut la gang niciunul dintre junglers. Svenskeren în level 4, avans imens în privința farmului. Se întoarce și Gamble acum pe linie, level 2 comparativ cu nivelul 3 al lui Freddy, aproape de 4, deci diferență foarte mare în privința experienței. Farmul în mare parte cam la același nivel. Diferențele cele mai mari sunt în junglă și pe mid lane, unde Godbro văd că face o treabă foarte bună în fața lui Jesse's. 10 minioni avantaj. Încet, încet Santorin a început și el să recupereze. Mai are un pic de lucrat acolo, dar nu mai e chiar într-o situație atât de precară. Level 3 însă, comparativ cu nivelul 5 al lui Svenskeren, într-o situație 2v2 o să aibă probleme. Trebuie să fie foarte, foarte atent cu gankurile. Godbro l-a văzut pe Svenskeren, a încercat să facă un pic de counter jungling, dar nu a reușit. Pe linia de jos, Gamble ține și el cât de cât pasul cu Freddy, dar este forțat să farmeze sub turn. Ambele turnuri, și cel top și bottom, aproape să fie dărâmate. A apărut Svenskeren să-l ajute pe Freddy acolo, niște ping-uri din partea lui Nif, cred, pe linia de jos. SK nu știu la ora actuală unde se află Santorin. Acum niște ping-uri pe el. Presupun acum a fost văzut Santorin. Pe linia de sus, Fiddlesticks este luat la țintă. Level 6 pentru Svenskeren. Un fear foarte bun acolo al lui Winner. Aproape că au reușit să-l doboare pe Svenskeren, dar acesta reușește să scape din nou cu foarte puțină viață. Gamble, din păcate, a rămas fără turn pe linia de jos, dar Nils și cu Winner nu mai au nici ei mult și în mod normal ar trebui să-l poată dărâma până să revină Freddy pe linie. Vine și firul lui Fiddle, dar nu au cum să... Freddy nu are cum să-i oprească. Egalitate la turnuri și în continuare un ușor avantaj în privința goldului. Ce se întâmplă cu Santorin? Pe linia de mid mai obține și el niște experiență, niște bănuți, level 5, încă nu are
când a ajuns 6 în continuare în spatele lui Svenskeren, cum stă cu experiența, da, cam un nivel și jumătate pentru Svenskeren în avantaj, în continuare foarte periculos. Gamble, văzut acolo, a pus un ward, Nif o să-l forțeze să o ia pe lung, cum ar veni. A apărut și Svenskeren imediat, counter jungling foarte agresiv și aici e posibil, au un ward foarte inspirat al lui Svenskeren pus acolo în tufiș, pentru că Santorin cu Winner abia așteptau Jessiz acolo prins de Godbro, forțat să-și folosească ultimata. Freddy a rămas pe linia de sus, nu are cum să-și ajute cu echipierii. Un ward clear acolo foarte bun din partea danezilor și ăsta o să fie cu siguranță primul dragon al meciului pentru ei. Escau au și renunțat de altfel din ce văd, dar n-au vrut să stea prin zonă. Un prim dragon pentru IPG. Freddy rămâne pe linia de sus, nu o să aibă timp să dărâme turnul până o să apară Nasus acolo, care și-a luat deja un Kindle Gem. Freddy are 700 gold în bancă, Doran's Shield, Doran's Blade și Svenskeren cu ultimata pregătită se duce să facă la rândul său un pic de counter jungling, dacă tot au pierdut dragonul, măcar un red buff să scoată și el din toată afacerea asta. A revenit Gamble pe linia de sus, un level în spatele lui Freddy, deci trebuie să aibă grijă. O să vedem, plus 30 momentan bonusul de damage pe Siphoning Strike-ul lui Nasus. S-au liniștit lucrurile din nou. O să ne apropiem, trecem de minutul 10 și nu o să vedem First Blood. Cine știe, poate minutul 15, la fel ca în meciul trecut. Și când zic asta, Svenskeren pe linia de sus, posibil să facă un dive, l-a văzut pe Santorin, ultimată folosită acolo de Svenskeren, foarte mare burst-ul lui Svenskeren, flash după Santorin, unde era apelul, acum vine și reușește până la urmă Santorin să scape, Gamble acolo cu ultimata și el pregătită, vine stanul Santorin, trebuie să aibă grijă, a venit Godbro, îl ajută într-un final, First Blood până la urmă pentru Gamble, dar Jessiz a venit și el imediat acolo. Freddy este aruncat de partea cealaltă a zidului, red buff și ignite pe el. Gamble este acum țintă, Jessiz reușește să-l omoare. Godbro nu a fost suficient damage, scapă Jessiz cu o fărâmă de viață. Deja pinguri pe Lucian, Nils încearcă să-l prindă, dar n-o să aibă cum. Un pic a lipsit pentru ca Godbro să reușească să-l omoare pe Jessiz, dar s-ar putea să ia totuși turnul de pe mid. Ar fi un schimb echita. Flash foarte agresiv, ratează Godbro acolo, ratează Sonic Wave-ul din păcate. Foarte frumoasă faza făcută de Fiddlesticks, dar a ratat Godbro skill shot-ul. E posibil ca și oboțara să-i spună cuvântul. E destul de târziu și la ei, mai ales după parcursul destul de lung pe care l-au avut în turneul de Biok, dar de bine de rău 2-2, au în continuare un ușor avantaj în privința goldului. First Blood pe Gamble, ceea ce s-ar putea să conteze foarte mult. Bilgewater Cutlass terminat pentru Freddy și-a luat un Negatron Cloak Gamble. O să-și facă Spirit Visage cel mai probabil ca prim obiect. Godbro pe linia de jos încearcă aici să-l prindă pe Candy Panda, are un Tiamat. Interesant alegere, nu vezi foarte des Tiamat pe Lee Sin. Bine, nu prea vezi
Lee Sin Mid, dar asta e o altă poveste. Nif acolo prins de Godbro, nu știu dacă are suficient damage, vine crescendo, ignite pe el, încearcă tot, vine și Crowstorm-ul lui Winner, dar nu o să găsească pe nimeni, din păcate. Asta a fost o tentativă frumoasă, a apărut Jesse's acolo în schimb, Fiddlesticks și cu Lee Sin se retrag, tip-til, a venit și Santorin, vine stun-ul, a prins pe Jesse's, dar a avut ultimata pregătită. 50 de minioni farmați de gamble până acum, comparativ cu cei 70 ai lui Freddy. Nu este o situație ideală, mai ales că Siphoning Strike-ul e o sursă importantă de damage pentru Nasus, exceptând ultimata. Spirit Fire-ul nu este chiar atât de puternic, mai ales într-o luptă în care oricum aproape toți eroii au cel puțin o abilitate, un dash, un escape, deci e destul de greu de crezut că poți să-i ții foarte mult în acel AOE. Dar depinde de rău, Gamble reușește să se țină pe poziții, nu prea stă bine cu mana pe de altă parte și nici poțiuni nu are, deci trebuie să mai aibă grijă în acest sens și încet încet Freddy îl împinge sub turn. Între timp, Sven Skeren din nou la buff-ul albastru și s-ar putea să reușească să-l fure fără ca IPG să se prindă. Între timp, SK au coborât la Dragon. 4 vs 4, Sven Skeren a reușit să ia buff-ul albastru și deja ward-uri. Ambele echipe știu unde se află adversarii. Freddy cu Gamble lăsați de capul lor pe linia de sus să farmeze. Mai aruncă Fiddlesticks cu un Silence, doar așa cât să îi enerveze. În timp ce pe linia de sus, Freddy o să distrugă și turnul și e posibil să facă și dive la o, adică o să-l distrugă cu siguranță, poate să-l și ignore pe Gamble în acest moment. Nif și cu Sven Skeren urcă și ei. Ăsta este al doilea turn. Flash crescendo excelent al lui Nif, i-a prins și pe Gamble și pe Santorin. Acesta din urmă a reușit să-și folosească rapelul și o să scape și o întâlc și o tâc și căpătează până la următorul turn, dar Sven Skeren la fel încearcă să-l prindă acolo. Încasează un stun, dar n-a fost suficient. Și acum Nif cu Sven Skeren și Freddy continuă push-ul pe linia de sus. IPG sunt destul de împrăștiați pe hartă în acest moment. Jesse's îl ține ocupat pe Godbro pe mid. Flash acolo, din nou un engage foarte agresiv al lui Winner, dar reușește Jesse să scape cu ajutorul ultimate și nici turnul n-au reușit să-l distrugă. Deci o nouă tentativă eșuată din partea danezilor. O să rămână totuși Godbro să distrugă turnul de pe mid, măcar atât să obțină și ei, fiindcă au rămas în urmă cu Goldu. Au pierdut acel mic avantaj pe care îl aveau. Spirit Visage terminat pentru Nasus. Niels merge pe Trinity Force, l-a și terminat de altfel. Între timp SKO s-au apucat să omoare al doilea dragon al meciului și primul pentru ei, 1 la 1 în această privință. Au un ușor avantaj în privința turnurilor distruse. Godbro se întoarce și el în bază. Câți bănuți are, sau mă rog, vrea să se întoarcă în bază, are 1700 gold de cheltuit. Candy Panda și el și-a făcut Trinity Force, deci avem build identic pentru ambii AD Carry, cu diferența că
La Candy Panda vedem 30 de milioni suplimentari. Fiddlesticks prins acolo la mijloc între Candy Panda și Niff. Candy Panda își folosește cleanse-ul și reușește să-l omoare de unul singur până la urmă pe Fiddlesticks. Un kill foarte frumos reușit acolo de Corki. Iar cleanse-ul ăla s-a dovedit a fi foarte util. Ăsta o să fie încă un turn pentru SK. Vine și ultimata lui Lucian. Nu renunță încă SK-ul, dar nu au reușit să dărâme turnul. Cel mai probabil vor reuși totuși la următorul val. 4 membri intelectual play-ul sunt acolo, dar nu cred că au... suficient. Oh, gamble acolo a fost prins și din nou un crescendo foarte bun al lui Niff. Svenskeren se aruncă din nou în mijlocul tuturor. Goldbro este următoarea țintă cu rebuff-ul pe el. Nu e suficient damage acolo, dar l-au prins pe Nasus. Svenskeren lăsat cu destul de puțină viață, dar în momentul în care se transformă în dragon și Vana devine destul de puternică, iar Freddy l-a aruncat în aer cu ajutorul cu echipierilor pe Lucian. Acesta n-a mai avut timp, Niels n-a mai avut timp să reacționeze. Niff încasează câteva lovituri de turn. Nu cred că a vrut să rămână chiar atât de low, dar două turnuri plus un kill au scos cât se poate din acest push. De fapt două kill-uri, fiindcă și Lucian și Nasus au fost prinși acolo. Ravenous Hyde a terminat pentru Godbro, care a reușit să scape milimetric de o moarte prematură, dar din păcate cu echipierii lui n-au fost atât de norocoși. Cel puțin Niels cred că a uitat complet că mai exista și un Jax pe harta. În acel moment a fost luat complet prin surprindere și nici n-a mai avut timp să mai reacționeze la ce burst au avut SK-ul. Svenskeren în schimb foarte activ, întotdeauna este în prima linie a frontului și reușește să atragă o parte destul de importantă a damage-ului danezilor, cum am văzut și în lupta precedentă. 2-1-3 cu Phage, 2 Doran's Blade-uri, Spirit of the Ancient Golem. Își face treaba foarte bine junglerul celor din SK. Freddy la fel, 2-1-2, deja Blade of the Ruined King terminat. Are Phage, un Doran's Blade, un Doran Shield. Pereche clasică de cizme. Dar din nou SK Gaming încetişor, încetişor încep să pună presiune pe toate liniile. Candy Panda își vede de treabă și farmează aproape singur pe linia de jos. A venit și Lucian să-l întâmpine. Svenskeren este sus. Niff cu Freddy și Jessie bântuie prin jungla danezilor. Fiddle cu oracolul pe el, dar cred că și-a învățat lecția și nu mai stă prin apropierea lui Corki. Încă nu are cleanse-ul disponibil, dar o să fie activ acum. A revenit. Ultimată folosită de Niels ca să curețe valul de minioni și e posibil să vedem o nouă luptă generală. Dragon o să revină și el pe hartă într-un minut jumate. L-au prins acolo foarte bine pe Fiddle, dar n-a fost nimeni care să profite cu adevărat de oportunitatea oferită și ăsta cred că o să fie turnul. SK-ul sunt destul de concentrați pe turn. Fiddle cu foarte, foarte puțină viață. Nu știu dacă e idee bună pentru el să rămână acolo. Problema este că IPG la ora actuală nu prea are un engage foarte bun, exceptând stun-ul lui Santorin și eventual o inițiere de undeva din tufișa lui Fiddle. Nu prea văd cum ar putea acum într-un final începe lupta. Candy Panda este ținta celor din IPG. Santorin moare acolo încercând să-l prindă. Într-un final reușește să scape de Candy Panda, 2-2 în privința kill-urilor.
Winner a murit și el, foarte important, însă a rămas Lucian în viață și aproape că a reușit să-l omoare pe Sven Skeren. Au distrus turnul cei drept cei din SK Gaming, 6-2 în această privință și 6500 gold avantaj. Iar având în vedere goldul pe care tocmai l-au avut de cheltuit băieții din SK, următoarea luptă este posibil să fie mult mai brutală. De bine, de rău, Intellectual Playground reușește să se țină după ei. O să reușească să omoare și un dragon, dar momentan sunt în urmă și au de recuperat. Și, repet, nu prea au cum să inițieze o luptă fără să se expună destul de mult. Ok, pot să încerci cu Lee Sin să prinzi pe cineva cu acel Ward Kick, dar în afară de asta, nu comparativ cu ce au la dispoziție SK Gaming cu Flash Crescendo-ul lui Nif, cu un charm bine plasat al lui Jesse's, este mult mai precară situația celor din IPG, și pentru că ei se bazează foarte mult pe greșeala celor din pe o posibilă greșeală a celor din SK. Ori în momentul în care echipa adversă are un avantaj destul de substanțial în privința aurului și a obiectelor din inventar, chestia asta cu hai că te aștept pe tine să văd dacă o să greșești, nu e 100% sigur că o să dea rezultatele scontate. Iar la ora actuală SK Gaming au început să bântuie prin jungla danezilor, au warduri peste tot. De partea cealaltă, IPG nu au decât un singur ward la Baron. Îi văd pe Freddy și Sven Skeren că au început deja să-l atace și se îndreaptă glonț în direcția SK-ul și au dat și seama. Flash crescendo excelent al lui Nif și acum a izbunit o nouă luptă. Gamble își folosește ultimata, vine și Fiddle cu Crowstorm-ul, dar nu este suficient. Killing spree pentru Godbro. Sven Skeren, în schimb, e posibil să vedem double kill pentru el. Nu, până la urmă Candy Panda este cel care ia kill-ul. Freddy a reușit să-l omoare pe Santorin și doar Godbro și cu Nils reușesc să supraviețuiască acestei lupte. Un flash crescendo excelent al lui Nif. Cred că a prins 4 oameni acolo, pentru că a avut exact la limit, la raza maximă de acțiune, a prins și pe Gamble și Winner. O ultimată foarte bună a lui Nils, în schimb, i-a oprit pe cei din SK să încerce să omoare dragonul. Goldbro acolo l-a mai șicanat un pic pe Freddy. Iar acum este rândul celor din IPG să încerce un baron rapid, dar este foarte, foarte riscant ce vor ei să facă aici, mai ales că Santorin nu este acolo și există totuși warduri și au renunțat la idee până la urmă. Se joacă cu focul la ora actuală IPG și așa sunt în urmă destul de mult. Dacă o să continue în ritmul ăsta, nu-i văd foarte bine. Sven Skeren deja cu, să văd câtă viață are, 3100. Fade și cu Giants Belt au început din nou baronul cei din SK. Din păcate, Nils nu este alături de echipa lui. Ward pus acum de Fiddlesticks.
Au venit și IPG, vine Silence, o să vedem dacă o să încerce Gamble. Santorin cu foarte puțină viață, vine și Engage-ul din nou, Svenskeren în mijlocul tuturor, tanchează foarte bine, Ignite pe Santorin, o să moară cu siguranță. Nu, este în continuare în viață, din nou ultimată foarte bună a lui Nils, reușește să-i gonească pe cei din Esca acolo, un Crowstorm ratat complet de Fiddlesticks, aruncat în aer instantaneu de Corki și Jax. O nouă tentativă nereușită a celor din Esca de a omorâ baronul. Gamble și cu Gamble, Nils și cu Godbro stau destul de bine cu viața. Trebuie să se retragă Zvenker. Oh, foarte agresiv acolo Godbro cu Ignite pe Candy Panda, dar nu știu dacă o să fie. Nu, a reușit să scape, dar au distrus măcar turnul de pe mid. Luptă foarte bună pentru IPG, chiar dacă l-au pierdut pe Fiddle, dar au reușit să îi oprească pe SK să obțină buff-ul de baron, au mai distrus și un turn. Deci încă sunt pe linia de plutire, la limită cei drept, dar încă sunt pe linia de plutire. Nif acolo încasează ceva mai multe lovituri decât și-ar fi dorit din partea baronului. Fiddle între timp curăță tot ce se poate curăța în privința ward-urilor în propria junglă, dar în râu acolo au împânzit la ora actuală SK Gaming râul cu ward-uri și se dă din nou adunarea la baron. Să vedem dacă o să reușească SK să prindă pe cineva pe picior greșit sau din nou va fi. Nif a avut niște crescendo-uri excelente până acum, dar Santorin a reușit să scape miraculos, ai spune, din ultima luptă. Cred că nici el nu se aștepta să supraviețuiască, se învârtea la un moment dat undeva pe la marginea luptei, așteptând inevitabilul, dar până la urmă a reușit să scape. Din nou pinguri, Svenskeren și Freddy și cu Nif sunt la baron. Hai să vedem runda a treia ce se întâmplă. Nif cu iar cu foarte puțină viață atacat de baron. Jessie's, ratează charm-ul acolo. Godbro și cu Santorin sunt prin zonă. A revenit și Nils alături de echipă, dar a fost găsit între timp Fiddle în propria jungă. Gamble și el prins pe picior greșit, vine ultimata lui Lucian, nu cred că o să fie de ajuns. Gamble reușește totuși să scape, crescendo foarte bună lui Nif, a apărut și Jessie's acolo, duel cu Nils, flash până la urmă nu este suficient, killing spree pentru Candy Panda, Freddy este următoarea țintă, cu milimetri care a reușit să scape acolo. Freddy Gamble în continuare în viață și încearcă la ora actuală SK să-l scoată pe Freddy de acolo. 3 kill-uri fără niciun răspuns din partea danezilor. Godbro, ratează Sonic Wave-ul. Prinși pe picior greșit danezii. Ăsta o să fie și dragonul, mai mult ca sigur încă un dragon pentru SK. Deși văd că Godbro și cu Winner au cam aceeași idee și vor să vadă despre ce e vorba. Acum a venit Godbro și până la urmă IPG sunt cei care vor lua dragonul. Măcar atât, au pierdut 3 oameni în lupta precedentă și nu trebuie să mai facă o greșeală de genul ăsta, pentru că ne apropiem de minutul 40 și orice luptă de genul ăsta o să-i coste meciul. Da, a fost și Freddy foarte foarte troll acolo, cum a stat pe marginea Spiritfire-ului. Putea să o risca, dar a riscat destul de mult acolo, fiindcă nu știi cum când te sabotează hitbox-ul. Nils reușește să își ia buff-ul roșu, deși Candy Panda era acolo și a avut un burst destul de puternic. Fiddle în continuare cu Oracle pe el.
Nu mai are foarte... Svenskeren a stat acolo prins, dar are foarte, foarte multă viață. Foarte greu să-l omori. Până la urmă au și renunțat. Inițierea aici a lui Winner l-au prins pe Nif, până la urmă, într-un final Fiddlesticks devine oarecum util, dar sunt separați la ora actuală. Candy Panda și cu Jessiz au fost izolați de coechipieri. Santorin este ucis de Freddy, care a făcut o treabă foarte bună cu Svenskeren. Candy Panda acolo, double kill pentru Jax. Nils este salvat în ultima instanță, shutdown pentru Nasus, triple kill între timp pentru Freddy, care poate să curețe absolut tot aici. Gamble în schimb încearcă să-l quadra kill pentru Freddy. Gamble acum îl fugărește și e posibil să vedem dacă o să-i lase Pentau. Trebuie să fie foarte, foarte atent Freddy cum joacă. Gamble face un kiting foarte bun cu Nasus, îi mai trebuie o singură lovitură, nu cât de puțin a mai avea nevoie, ar fi reușit să-l omoare pe Svenskeren. Din nou junglerul celor din SK reușește să fure cu o formă de viață. Freddy cu quadra kill acolo, o luptă, după cum spuneam, mult, mult mai brutală pentru IPG și acea diferență de gold începe să se simtă din ce în ce mai mult. Am sperat așa un pic că ar fi, o să încerce totuși să obțină Pentau pe spinarea lui Gamble, ar fi fost cu adevărat frumos și demoralizator pentru danezi, dar până la urmă au reușit să scape milimetric. Nif văd că are ceva de împărțit cu baronul la ora actuală. Svenskeren și cu Freddy, ei au reușit să curețe cam tot ce se putea curăța în lupta precedentă, cu toate că Nif a fost aruncat în aer foarte rapid. Candy Panda a reușit să-i țină ocupați destul de mult, le-a luat ceva timp danezilor până au reușit să-l omoare. Din nou, baronul este destul de supărat pe Nif, chiar nu știu de ce ține întotdeauna neapărat să-l atace pe el. S-a dat din nou strângerea pe linia de mijloc. Nu au reușit încă să omoare baronul, dar nici nu mai au foarte mult cei din SK. Mai au nevoie de o luptă ca cea precedentă și deja meciul o să fie clar în favoarea lor. Din nou se poziționează SK, încearcă să-i momească pe danez. Poate o veni cineva acolo să vadă despre ce e vorba. Foarte multe warduri plasate. Winner și cu Santorin s-au gândit să se întoarcă în bază. Nif mai curăță un ward. Santorin, nu te duce acolo că o să te întâlnești cu toată echipa adversă. Ba nu, până la urmă totuși un rappel folosit foarte frumos, e până la urmă aruncat în aer, crescendo din nou foarte reușit al lui Nif, dar la rândul său moare. Acum Freddy îl fugărește pe Godbro, Nils cu flash, Freddy cu viață 100%, Candy Panda la fel neatins, Svenskeren și cu Jessiz au fost cei care au încasat majoritatea loviturilor și ăsta o să fie puși pe mid pentru SK, o să scoată cel puțin un inhibitor din faza asta. Dacă nu vor, deși ar fi cam riscant să încerce să termine meciul, în 10 secunde vor reveni și Santorin și Fiddlesticks, deci momentan nu pot să riște chiar atât de mult. Dar un inhibitor distrus pentru SK. Diferența de gol, da, aproape de 10.000 în acest moment. Încearcă acolo un dash agresiv Nils, are blue buff-ul pe el și cred că acum IPG vor să încerce să
omoare baronul nu e o idee foarte bună, pentru că s-ar putea să plătească cu viața. Santorin e fugărit în junglă de Freddy, reușite să folosească rapelul. Între timp, inițiere în râu acolo, Goldbro este prins undeva la mijloc, Jesse's în continuare în viață, Svenskier încasează și el foarte multe lovituri, dar reușite să supraviețuiască. Shutdown până la urmă, Freddy este ucis de către danezi. Fiddle foarte curajos acolo, vine și ultimata lui Nils, Nif este prins și până la urmă Lucian este cel care ia kill-ul. O luptă care nu prea îmi dau seama cum de a decurs în favoarea danezilor, asta în condițiile în care Santorin era alergat prin propria junglă de către Freddy. Jax într-un final a fost ucis și trimis în bază. Dar, la fel, foarte, foarte atenți trebuie să fie IPG în acest moment, fiindcă în continuare au un inhibitor distrus și restul liniilor continuă să înainteze în defavoarea lor. Nils continuă să farmeze și a luat și el Last Whisper. Egalitate de obiecte pentru AD carry, mai puțin cizmele, să zic, Candy Panda e ceva mai, este ceva mai bine la capitolul încălțări. 13.000 comparativ cu 11.700. Oricum ne apropiem de acel punct în care nu prea mai contează diferența de gold. Svenskier n-a reușit să omoare de unul singur dragonul. Gamble din nou încasează cam multe lovituri, un fir foarte bun, vine și stun-ul din laterala lui Santorin, o retragere foarte bună a danezilor și începe din nou joaca în jurul baronului. IPG încearcă cât de cât să țină valurile de minion la distanță, dar linia de jos împinge foarte puternic și vor trebui la un moment dat să trimită pe cineva, ori să facă ei un push la rândul lor și să-i forțeze pe SK să iasă din zona baronului. Și cei din SK au văzut acest lucru. Gamble riscă destul de mult, Freddy s-a aruncat după el, dar nu vrea să continue. Momentan SK se mulțumesc să-i țină ocupați pe danez. Turnul de pe linia de jos o să fie distrus mai mult ca sigur de valul de minion. Nu prea văd cum ar putea să-i oprească. IPG la ora actuală nu vor să plece din zona baronului. Lucian destul de periculos acolo, destul de expus. Într-un final acum încearcă și încep să se retragă, nu sunt hotărâți IPG dacă să-și apere baza sau nu. I-a văzut Fiddle acum pe SK la baron și aici văd că sunt hotărâți. Santorin reușește să se ferească milimetric de charmul lui Jesse's, doar că deja pe linia de jos încep să fie probleme din ce în ce mai mari. Valul de minion a ajuns în fața inhibitorului, cred că au și început să-l atace, l-a lăsat, deja au dărâmat pe jumătate. Iar SK sunt grupați toți acum la baron, poate vine ultimata lui Lucian, Gamble acolo în mijlocul tuturor, acum vine lupta, l-au prins pe Jesse's foarte bine, kill pentru Lucian, Svenskieren este următoarea țintă, Freddy încearcă să facă și el ce poate, dar nu reușește până la urmă să încă mai este în viață, Candy Panda undeva în lateral, foarte bine, atacă de la distanță, triple kill pentru Freddy, Gamble încearcă să-l omoare, Santorin aruncat în aer cu o ultimă rachetă de Candy Panda, o luptă foarte bună și Gamble continuă să-l fugărească pe Freddy, 4 kill-uri pentru SK în acest moment. Nif a fost lăsat singur. Flash până la urmă peste zid și îl împiedică pe Gamble să se întoarcă în bază. Candy Panda în tot acest timp a dat o fugă pe linia de jos. A distrus inhibitorul. A venit și Freddy. Două inhibitoare distruse pentru SK Gaming și ăsta o să fie mai mult ca sigur meciul. Asta era ultima șansă a celor din IPG să mai facă ceva, nu prea văd cum ar putea să mai
întoarcă partida, mai ales cu diferența asta de gold și două inhibitoare pe minus. N-au pierdut încă niciun turn din fața Nexus-ului, dar la cât de repede au demolat Freddy și Candy Panda jumătate din bază, nici nu le prevăd o viață foarte lungă. În ciuda faptului că l-au prins pe Jessie's acolo, Candy Panda a reușit să scape milimetric o formă de viață, la fel cum o făcuse Sven Skjern înainte, și a folosit foarte bine rachetele ultimatei ca să l-a prins cel puțin foarte bine pe Santorin și a contribuit de undeva din afara azii de acțiune. Din nou luptă în râu, ratează complet Nif, de data aceasta Crescendo, dar IPG sunt demolați pur și simplu. Freddy este în mijlocul tuturor, a venit și Sven Skjern, Godbro a murit, Santorin este printre singurii supraviețuitori, double kill pentru Sven Skjern, Gamble o să moară și el, ace pentru SK Gaming. Și asta a fost și victoria, deja GG-urile în chat. Și până la urmă SK Gaming reușesc să ajungă în finala DreamHack Winter 2013, destul de chinuit comparativ.